lângă Paris, încep privește pe Corioan Suciu, el zice că prima atestare a satului este în 1369. Ulterior, 1442, cum dă și Lotreanu, și, mă rog, când apare fie Ciși Forgaci, fie Noghe Forgaci, fie, mă rog, sub alte formule, la 1851, o Haba Forgaci, denumirea de acum. Probabil că pe atunci o fi trăit consilierul care a dat numele satului. Ce este o haba? După diverse dicționare etimologice. O habă, o habe, proprietate inalienabilă, în deplină posesie. E cam ce a zis Ada relativ la proprietăți și așa mai departe, la care acum, după ce l-am prezentat pe Nicolae Sârbu Conte de o habă, putem să spunem că o habă, adică această carte, este proprietatea inalienabilă și indivizibilă a lui Nicolae Sârbu. Și cartea aceasta este, de fapt, proprietatea Contelui de Ohaba, ca și celelalte cărți, că altfel nu s-a apucat el să-și trăiască viața de hârtie un pic altfel și mai frumos decât cealaltă viață mundană sau mai puțin mundană. Să-i urăm lui Nicolae Sârbu sănătate, fiindcă această carte apare cu prilejul vârstei de 75 de ani pe care am plinit-o acum un an, în septembrie anul trecut, dar așa e cu pandemia, toate lucrurile sunt împiedicate sau amânate sau întârziate din cauze de COVID-19, COVID-20, COVID-21 și urmează, bineînțeles, COVID-22. De aceea, vă rog pe toți cei care în prânința anul ăsta, 75 sau 80 sau 100 de ani, să vă grăbiți, că sigur COVID-ul ăla se multiplică și capătă noi forme și s-ar putea nici măcar tipografiile să nu mai funcționeze, dar nici în restaurantele unde noi, de regulă, trebuie să ne consumăm cafeaua și berea de dimineață. Pardon, numai cafeaua de dimineață, că este aici și Panat TV cu cafeaua de dimineață pusă pe masă. Noi aici am așteptat Coca-Cola și când a venit Coca-Cola a putut să înceapă și activitatea consacrată poetului și contului Nicolae Sârbu de Ohaba. Vă mulțumim! Mulțumim! E sigur că Nicolae Sârbu mi-a trimis SMS cu o listă lungă de vorbitori și mi-a mai șoptit aici, în prezent, ar mai trebui să vorbească cu tare, cu tare, doamna, domnul. Dar eu vă las la atitudinea dumneavoastră, înainte de a da cuvântul autorului, cine mai dorește să spună câteva lucruri. Da, poftim. Veniți! Da, veniți! Stimați invitați, doamnă și domnule, ați vorbit cu toți atât de frumos despre Nicolae de Ohaba. Eu l-am cunoscut tot în 1972, însă ca profesor. Era profesor la Seral și ziarist, auzând că e la ziar și am trecut și la, pe la București, la Scântea Tinerețul, cum era atunci, pentru că terminând filozofia, nu mai era litere și filozofie, dar pe cei de la filozofie au făcut butoi un curs cu noi. Și l-am întrebat odată pe domnul Rene, unde ai terminat dumneavoastră, domnule Fabuzan? Păi am terminat la Cluj. E, la Cluj. Și mai era un domn Lepădațul Valentin, care a fost și el pe la Echinoxul și a zis, păi și eu am fost membru fondator la Echinoxul. De aceea zic, s-a născut pe 21 a 9 în Echinoxul, deci omul sfințește locul și în 70 de ani a venit Tinerești și a sfințit aici și ce înseamnă profesor, ce înseamnă ziarist, ce înseamnă bibliotecar. Eu vreau să-i citesc în fața noastră o poezie de la Echinox, pentru că atunci nu mi-a spus el nici o poezie de la Echinox și am găsit aici, citind eu, cum am ajuns conte de Ohaba.
Dar eu am citit și volumul dânsului și nu a spus George Ionin. A spus, eu, Nicolae de Ohab, atunci am făcut puțin așa în, cum să zic eu, Catrene Satirice, eu mai știu și Catrene Satirice. Și am zis așa, te-ai decis ca în Ohaba să te cheme Nicolae, că doar n-ai trăit degeaba ca să zică satul aia. La mulți ani aia, pentru că vă mulțumesc. N-am mai lungit să citesc, că citiți naștere. Simetria. Lasă trăiesc. Aveți răbdare, nu mă dați pat de ea, că mai apă în și eu nu sunt contă, ne-am de straiță. Și mai știam că o să-l copleșiți cu laude bine meritate pe prietenul Nicolae Sârbu. Și cum finis coronat opus, iar eu nu pot merge în sens opus, m-am gândit să-i dedic un madrigal intitulat Înnobilare. Chiar dacă să scrii madrigale, frate, se poate doar pentru dame, pentru genul feminin am fixat-o, o să scot telefonul, o să o citesc, nu mă mai ajută unitatea centrală. Ne-am de straiță. Așa, și nici eu ultimul. Să scrii madrigale, frate, știu că nu... Să scrii madrigale, frate, nu se poate decât pentru dame genul feminin. Însă, ce gen are personalitate? Deci, o să rămână cum am spus. Amin. Conte de Ohaba nu îmi sună bine. Este prea puțin. Sunt cuvinte seci. Doar per al culturii, azi ce se cuvine. Deci, mon cher, păstrează titlul nou pe veci. Mulțumesc! Da, poftim, nu știu bine. Mai că o să vorbesc așa cum îmi țin de cuvânt. Majoritatea dintre cei care au vorbit sunt absolvenți de filologie, mai puțin domnul Mungăgean, care ca mine a terminat filozofia. Cei care sunt absolvenți de filologie au calitatea de a fi mai aproape de text. Eu încerc să desmit semnificații, mai degrabă care, eu știu, transcend aproape de textul și se încheagă așa într-un numesc așa, într-o interpretare filozofică, să spun. Am plecat de la două puncte de vedere citind cartea lui Nicolae Sârbu. Unul că, dacă cineva nu l-ar cunoaște, i-ar fi suficientă ca să își facă o opinie despre el, din toate punctele de vedere, și ca reporter, și ca poet, și ca un artist care încearcă să cuprindă realul, să se apropie de el, să-l deșifreze. Din cauza aceasta, cartea are un evident caracter omagial. Iar pe de altă parte, eu privesc arta ca un fenomen de cunoaștere și cred că și reportajul și poezia sunt instrumente ale cunoașterii. Reportajul a ceea ce putem numi cunoaștere cotidiană. Poezia a unei realități mai diafane, dar care în cazul lui Nicolae Sârbu are un contact destul de plenar cu propria sa experiență, cu cea reporticească. Și atunci mi-am permis să elaborez o mică eboșă despre felul în care am citit această carte. Cineva care nu ar cunoaște deloc pe Nicolae Sârbu ar avea, în acest nou volum al lui, Cum am devenit conte de Ohaba, șansa de a-l cunoaște deplin, adică tot atât cât autorul însuși reușește să se adune, cum spune el, din nisipurile de pe un drum lung și zbuciumat, am încheiat citatul, apropiindu-se tot mai mult de el însuși, prin dramatica aventura scrisului său, care, privit retrospectiv, de pe înălțimile vârstei crepusculare,
pare un adevărat bildux roman spiritual. Îl însoțesc în această aventură toți cei care l-au citit și au avut încredere în menirea sa de autor, toți cei care au scris despre el, întrevăzând un talent original, cu neputință de reprodus, un rebel prin vocație, însetat de adevărul realității, pe care îl scormonește, sau pe care o scormonește, cu emoție și luciditate, asumându-și fără preget calitatea de învins și marginalizat, când aceasta, ca într-un ochean întors pe dos, devine o armă a cunoașterii și asumării lucrului de acum revelat. Realitatea are însă facete multiple și tot atâtea vor fi și instrumentele de sondare a ei, căci Nicolae Sârbu nu este doar un poet, ci și reporter, care, răspunzând apelului unui confrate de peste timp, ceea ce l-am în vedere pe Paul Sterian, și am să reamintesc pentru majoritatea fiind aici, ziariști, cunoașteți acest apel al său, jos cu zidurile, să fie cel cu 1000 de ochi, 1000 de urechi, 1000 de picioare, 1000 de telegrame, 1000 de contei, 1000 de expresii, 1000 de pistoale, să fie adevăratul poet, să fie reporterul. Deci, răspunzând peste timp acestui confrate, Nicolae Sârbu își multiplică arsenalul de asalt pe măsura acelor fațete ale realității, neabdicând nici atunci când sentimentul respirii și al derizorului îi vor scrijili ființa cu disperarea ecleziastului, reamintindu-i dureroasa constatare a cronicarului, care aflase mult înaintea lui că nu sunt vremurile sub om, ci pietul om sub vremuri. Însoțitorii săi în acest demers de cunoaștere și dureroasă asumare sunt cu toții spirite alese, devotate interogațiilor fără menajamente, care plătesc cu ființa lor durerea de a ști. Indiferent unde s-ar afla în ierarhia oricum discutabilă a literaturii române, spirite care și-au asumat fără ezitare condiția pascaliană de trestii gânditoare, conștiente de fragilitatea lor, dar neînduplecate în efortul de a se ridica totuși deasupra vicisitudinilor. Nu știu dacă e bine spus că avem în față o carte bilanț, parcă nici autorul n-ar susține o asemenea perspectivă, dar o imagine mai complexă a sa tot avem și odată cu ea a un univers poetic rezistent la decriptare, contradictoriu și încrâncenat, care face din poezie un instrument de cunoaștere, poate cel mai fin și cuprinzător, căci îl implică cu totul pe poet, apt prin valențele sale de subtilitate, dacă nu se descifreze lucrul în sine kantian, cel puțin să-l postuleze la intersecția periculoasă a ființei cu universul, cu tot noianul de suferințe care pot decurge din aceasta. Și aș mai avea un lucru de adăugat. Atunci când spunem realitate, noi nu totdeauna știm ce este aceasta. Lucrul se vede cel mai bine în cazul fizicii cuantice. Aici domină, cum bine se știe de perioada celor două război mondiale, un principiu de incertitudine care a fost formulat de Heisenberg. Anume, noi încercăm în fizica atomică să ne apropiem de obiectul cunoașterii care este electronul, atomul, mă rog, orice divizare mai măruntă a lor, dar de fapt cu instrumentele pe care le folosim și pe atunci, prin anii, de fapt nu în anii 20-30, ci mult mai aproape de noi, prin anii 60-70, elementul principal era acel microscop electronic. Dar noi, cu microscopul electronic, influențăm mișcarea particulei și nu vor fi niciodată care este viteza, sau vom ști când vom ști care e viteza, nu știm care e poziția, când știm care este poziția, nu știm care e viteza. Deci, de fapt, realitatea este un construct al nostru. Și de aceea un alt savant, al cărui nume nu mai știu acum, spunea tot prin anii 80-90, că știința ultimativă va fi psihologia. Pentru că, în fond, cel care elaborează cunoașterea este omul. Și în funcție de aparatele sale, care sunt prelungirea ale simțurilor sale, noi cunoaștem sau nu cunoaștem această realitate. Mulțumim, domnule Știupea, dacă mai este cineva. Dacă nu, înainte de a-i da cuvântul autorului și celui care ne-a adunat astăzi în această după-amiază aici, aș vrea să vă invit pentru mâine, la aceeași oră, ora 17, la o întâlnire Ucraina-Bănățeană. Avem și astăzi în mijlocul nostru pe domnul Gheorghe Ciunea. Vă invităm, unul dintre autori, sunt doi autori, vă invităm cu drag, deci mâine, să vorbim despre
o parte a Banatului Montan despre care prea puțin și din Reșița cunosc. Deci mâine la ora 17, în aceeași locație aici. Și v-am spus la început, am venit de la Sibiu și i-am adus un cadou domnului Nicolae Sârbu, un calendar cu baronul de Bruckenthal. Din păcate n-am puterea să-l fac baron de Ohaba, dar îi promit când se vor comemora cei 300 de ani de la naștere, o să-i fac un calendar și din sub. Eu chiar nu știu exact ce voi vorbi și cât voi vorbi. Asta e întrebarea. Dar dacă mă încălzesc, să vă țineți bine. Dacă tu ai apă, ce în primul rând, vreau să vă mulțumesc. Să mulțumesc celor care au venit, dar și celor care n-au venit, știu ei de ce. La acest capitol, că tot s-a vorbit despre mine ca ziarist și uneori rebel și uneori inconfortabil, am avut și mai trag și acum urmările unor articole scrise acum mulți ani. Bănățeanu, unii zveniți aici, dar sunt mai bănățeni decât noi, te ține la rânză. Deci mă bucur că sunteți alături de mine, pentru că chiar în aceste zile trăiesc așa niște momente de multe întrebări și simt, așa cum am simțit și când m-am pensionat, înainte de a mă pensiona ca director, simt în anumite părți, la anumiți frustrați și temperamente, așa, simt o rezistență, mă simt ostracizat uneori. Da. Dar aici e bine că vă mulțumesc că ați venit, le mulțumesc și celor care au scris aici. În această carte nu sunt, ea n-a fost gândită ca o treabă omagială, nu sunt articole scrise omagial, sunt cronici despre fiecare carte a mea de-a lungul anilor. Dar ea a fost gândită ca o poveste a unei vieți de hârtie. Aici nu veți găsi toate poveștile și eșecurile mele existențiale, care sunt destule. Am încercat să rețin doar povestea care uneori este mai durabilă decât niște fapte mai bune sau mai rele. Povestea acestei vieți de hârtie, acestui copil pornit, trebuie să laud aici neapărat coperta făcută de Bogdan Piperiu, care a reușit să ilustreze exact ideile care le-am avut cu cartea. Acestui copil care vede în carte un castel. N-am spus aici și nu știu dacă ar fi câștigat cartea sau n-ar fi câștigat, de exemplu, că eu am pregătit admiterea la facultate învățând la lampă. N-am spus nici că
uneori erau problema banii de tren până la Cluj, unde într-adevăr aveam bursă. Pe vremea aia nu se dădeau bilete în care studenții se duc și la mare și la facultate. Pe vremea aia îți plăteai tu biletul și te duceai cu bunica și vindeai crumpi la Timișoara și aveai bani să te duci la facultate. Ceea ce nu vor înțelege cei crescuți în fața calculatorului și duși la școală cu mașina de tăticu. Și nu vor înțelege nici cei care au avut cenacluri pionerești pe unul care are 46 de ani de carte, pe cartea de muncă după ce la 20, nici 24 de ani a terminat facultatea cu 10 la Cluj. Apropo de asta, glumeam cu domnul decan Cristi Chioncel, zic, domnule, uite că după mine a venit și universitatea. A zis, dacă sârbul stă de atâția ani acolo, înseamnă că e ceva. Și a venit și Universitatea Babeș-Bolyai. Deci este o glumă. După cum o glumă este în fond și titlul acestei cărți. Într-un text de aici, publicat în revista Tribuna cu 2 ani, se explică faptul cum s-a ajuns la acest titlu, care este desigur un titlu mai șugubăț, un titlu care nu se prea potrivește unui copil plecat de sculț să învețe să citească și să scrie cărțile. Poate pe unele nu le-a citit. În afară de Bogdan Piperiu, care a făcut o copertă, zic eu, frumoasă, și zicea, măi, tu strici cartea, adică o faci mai frumoasă, lumea se uită la ce copertă ai făcut tu și nu mai citește ce am scris eu. Sigur, tot cu titlul de glumă. Domnul Jurma și-a dat cu această carte un nou examen de editor, pentru că ideea aparține și foarte mult am pritocit-o și ne-am mai contrat și până la urmă a ieșit ce a ieșit. Și am ajuns și la concluzia că ea de acum încolo poate fi îmbunătățită. Pe dumneavoastră vă rog să o luați așa cum este. Deci primele sunt niște texte ale mele despre reperele mele. Reperele de neclintit, le zic eu în carte. Pe urmă, textele scrise despre mine sunt ale însoțitorilor pe acest drum. Un drum greu, sigur, el nu se vede, nu mă vait aici, nu explic care este drama și greutatea scrisului și uneori tragedia scrisului. Ea reiese cât poate să reiasă din text, toate acestea cât pot să reiasă din text. N-am intrat în amănunte, dar cred că sunt niște lucruri esențiale. Ce să spun? Poate ar trebui să fie și un alt volum în care să se spună povestea pe șleau
a tuturor încercărilor, cum se ajunge la un poem sau ce a pățit și încă mai pățește ziaristul și scriitor. Nu știu dacă e descris asta, eu nu cred că tot ce trăim noi este neapărat, are o relevanță deosebită. Cred că mai sunt dator Reșiței și lucrez acum la un volum de reportaje despre Reșița și cred că și Reșița mi este datoare mie destule. De exemplu, eu am încercat să fac o bibliotecă nouă, n-am reușit. Dar iată, suntem azi aici și mă pot mândri că am vorbit la inaugurarea acestei biblioteci. Și iată că suntem împreună un conclav, un grup de iubitori care ne simțim aici, acasă. De fapt, aici este acum centrul cultural al Reșiței, care nu mai are casă de cultură, care nu mai are multe nu mai are, așa este. Deci nu mai are casă de cultură, nu le spunem pe toate, dar există un amatorism sau un dezinteres față de această cultură. Nu știu să nu spun prea multe rele, că nu sunt aici în cartea, totuși nu este a gazetarului, este a scriitorului pensionar care se bucură, care a reușit să o facă și vă roagă să vă uitați pe ea și să spuneți pe șleau, așa cum multe le-am spus eu de-a lungul anilor, domnule, asta e bună, asta nu e bună. Să știți că veți găsi și texte critice aici, ale semnate de unii care nu mă onorează cu prezența și e foarte bine. Deci nu este, hai să ne lăudăm unii pe alții. Încercăm să ne înțelegem, să vedem ce rezistă și ce este încă discutabil. Trebuie să le mulțumesc lugojenilor că au venit și trebuie să vă spun că aici este și un sârbu de la Ohaba, un alt sârbu de la Ohaba, Dimitrie, ceva cu câțiva, 2-3 ani mai tânăr ca mine, care a venit exact, am vrut să fie un ohăbean alături de mine, așa cum domnul Jichița este facere gazeta, o gazetă foarte cuprinzătoare și frumoasă a unei primării de comună. Nu știu ce va fi de acum înainte, noi încercăm, vă mulțumesc și aș vrea să citesc, mai puteți rezista?